Lăsați Petri, că am pace. Aceste două femei stau zilnic la poarta mitropoliei. Sub pretextul că sunt bolnave și sărace, femeile cer trecătorilor bani. Însă imediat cum observă că sunt filmate, ambele încearcă să se îndepărteze și devin violente verbal. Unde e doamna care era cu dumneavoastră? Femeile au fost oprite la scurt timp de poliția locală. Fenomenul ăsta al cerșătoriei în municipiul Iași este permanent și tot din păcate este întreținut de către populație. Dacă nu am întreține acest fenomen, ar fi mai multă liniște pentru toți și cine vrea să se convingă, nu are decât să observe după ce primește câțiva bănuți sau mai mulți bănuți, depinde de situație, să vedeți cam ce face acea persoană. Centrul Iașului este plin de nevoiași care apelează la mira trecătorilor. De ce cerșiți? Cerșesc când am câți plământ și îți vai de capul meu. Pot la biserică când ne-am aprins o lumânare că spinei bătrână. Merg așa ca să îmi iei lumea ceva de mâncare. Cerșătorii stau în zonele în care știu că primesc fie mâncare, fie bani. Aceștia se așează în poarta mitropoliei sau chiar la buticurile cu mâncare, unde oamenii au portofelele în mână și mulți cedează rugăminților lor. Pur și simplu mă gândesc că e o bunică și trebuie să putem ajuta, măcar ca atâta. Când ai, dai din suflet. Problema lui ce faci? Păcatul lui, de fapt. E destul de greu. Cel mai rău îmi pare rău atunci când văd copiii la cerșit, pentru că știu că de banii aceia nu se folosesc ei și trebuie să le oferă o hăinuță sau ceva astfel, încât să știu că acele lucruri le folosesc. Ajutăm noi ca persoane fizice cât putem. Nu noi trebuie să judecăm dacă au sau nu nevoie de ajutor. Noi dăm faptul ceva de pomană, dar e Dumnezeu deasupra. Amenzile polițiștilor locali date cerșetorilor sunt în zadar, pentru că nimeni nu le plătește. Recomandarea autorităților este aceea de a-i descuraja pe cei care stau cu mâna întinsă și să nu le ofere bani. Este singura soluție pentru ca aceste persoane să nu mai stea în centrul Iașului.